Autoritățile române iau măsuri drastice pentru stăvilirea epidemiei de coronavirus. România se pregătește pentru fazele 3 și 4. Una dintre aceste măsuri este distribuția în afara țării a medicamentelor sau a materialelor sanitare pentru tratarea COVID-19, care va fi suspendată. Suspendarea temporară pentru o perioadă de 6 luni a distribuției medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare esențiale în prevenție și tratarea infecției cu COVID-19 în afara teritoriului României. Lista de medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare va fi stabilită de Ministerul Sănătății. De asemenea, restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment în spații închise cu participarea peste 100 de persoane se va prelungi până la data de 31 martie. Asta înseamnă teatre, săli de cinema, orice altă activitate care se desfășoară într-un spațiu închis, până la 100 de persoane. Ok, peste 100 de persoane nu. Dacă sunt activități ce pot să se desfășoare în aer liber, cum de exemplu sunt unele activități religioase care nu trebuie neapărat să intre toată lumea în, la casul de cult și poate o parte afară să urmărească slujbă prin difuzare, acest lucru se poate face. Dar în interior, 100 de persoane maxim în spațiul închis. Măsuri au fost luate și în ceea ce privește angajații instituțiilor publice. Prin urmare, programul de lucru al angajaților va fi decalat, astfel încât aceștia să înceapă activitatea la 3 ore diferite pentru evitarea aglomerării transportului public și reducerea riscului de infecții. Pentru instituțiile publice, decalarea programului este obligatorie. În aceeași condiții menționate mai sus, în perioada 12-31 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire, instituțiile publice care nu pot aplica aceste reguli vor identifica soluții alternative pentru evitarea utilizării de către angajați a mijloacelor de transport în comun în perioadele aglomerate. Vorbim aici de instituții cu caracter operativ, instituții care au ture de intervenție pentru urgență și atunci ei trebuie să se adapteze și să găsească o modalitate. Deci pentru sectorul privat este o recomandare, pentru sectorul public este obligatorie începând de această săptămână. Totodată, Arafat a dat asigurări că în prezent nu se pune problema închiderii Bucureștiului. La acest moment nu se pune problema. Dacă va fi o transmitere susținută în comunitate foarte intensă, se pot lua astfel de măsuri, dar sunt măsuri care pot să vă spun că sunt măsuri de extremă care la acest moment nu se pune. Nu avem scenariul care să necesite această măsură la acest moment. Analizele care se fac la nivelul specialiștilor de sănătate publică și modul în care evoluează, dacă într-adevăr vom ajunge să avem foarte multe cazuri în București, pot dicta orice fel de reacție pentru a limita răspândirea. Dar la acest moment nu se pune această problemă. Precizăm că, potrivit secretarului de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, în această perioadă, inspectorii sanitari au dat amenzi însumând 300.000 de lei celor care nu au respectat izolarea. Nici Constanța nu face rabat de la nerespectarea izolării. Prin urmare, în prezent, la nivelul județului, au fost date 3 amenzi în valoare de 10.000 de lei fiecare persoanelor care nu au respectat regimul de izolare la domiciliu.